Bună dimineața tuturor și bine ați revenit la matinal. Nu știu cum sunteți voi dimineața, dar mie în această dimineață mi-a fost destul de greu să mă trezesc. Noroc cu tata, că la un moment dat i s-a făcut milă de mine, că tot dădeam snuz la alarmă și a intrat și a zis: cred că trebuie să te duci la muncă. Și eu m-am gândit, nu cred, sigur trebuie să mă duc la muncă. Mi-am dat seama de asemenea că n-am un stil neapărat, pentru că ieri m-ați văzut într-o rochie, am păstrat totuși cromatica alb-negru, dar astăzi sunt în training oarecum. Mă simt așa un fel de porumbelul păcii și o să înțelegeți imediat de ce. E un mic război acum în societate vis-a-vis de City Insurance. Despre asta o să povestim în prima parte a emisiunii, alături de avocata Oana Gherghina, la rubrica Pe legea mea. Oana Gherghina este numele ei, nu știu de ce de fiecare dată mai adaug una la final. Bună dimineața și bine ai revenit! Păi nu-i nicio problemă. Suntem ok. Mai iertat. Da, dintotdeauna ești mult prea frumoasă și prea inteligentă ca să mă supăr pe o greșeală atât de mică. Nu e. Diacriticele oricum. Se citesc, nu se citesc, nu știi cum e. Poți să-mi spui și mie dascalul ca să fim chit. Da, gata. Exact, iată. Am zis că sunt porumbelul păcii în această dimineață. Arăți ca porumbelul păcii. Arăt, am și mai mulți porumbei pe aici, pe undeva, peste toți, mulți porumbei în această dimineață. Am înțeles că s-au precipitat lucrurile și am experimentat și pe pielea mea o situație în care am plătit ceva mai mult pentru asigurarea anuală la mașină. Da, nu cred că asta era... Asta e doar așa, cumva, un efect, ca să zicem așa. Nu cred că trebuiau să se scumpească asigurările doar pentru că City Insurance a intrat în dificultăți și urmează să, probabil, se pronunțe falimentul, nu știm, însă toată lumea deja l-a condamnat oricum. Stați puțin că încă nu s-a pronunțat o instanță, dar există așa totuși prezumția că într-adevăr societatea a intrat în insolvență, dar asta n-ar justifica de ce trebuie să crească prețurile. Ca să spun sincer, eu nu am urmărit exact situația prețurilor competitorilor societății City Insurance și nu-mi dau seama dacă au crescut prețurile sau dacă, de fapt, City Insurance avea polițe mult mai ieftine decât concurența. Deci trebuie să vedem și lucrul ăsta. Nu știu să-ți spun exact. Chiar nu am această informație și tu, dacă ai făcut asigurare, probabil că știi. Când ai primit oferta de asigurare, când ai încheiat cu City Insurance, celelalte erau la distanță mare? Eu n-am încheiat cu City până acum, din ce mi-amintesc, dar îți mărturisesc că eu aleg de fiecare dată oferta cea mai ieftină de pe piață. Hai. Și nu era City, anul trecut sigur nu era City Insurance cea mai ieftină ofertă de pe piață. Nu, anul trecut cu siguranță nu. Am înțeles. Iar anul acesta, pentru mine, diferența n-a fost foarte mare. Am plătit în loc de 500 de lei, 700 și un pic de lei pentru asigurarea anuală, dar am înțeles că sunt oameni care au plătit mult mai mult. Păi stai puțin, de la 500 la 700 e o creștere foarte mare, adică vorbim de 40%. Da, dar am înțeles că sunt oameni care de la 400-500 de lei au ajuns la 1000 de lei. Diferență de preț, ceea ce mi se pare enorm. Da, e foarte mult, într-adevăr. E având în vedere că, uite, acum înțeleg că nu există o decizie care să justifice această creștere de preț. Nu, nu, creșterea de preț, prețul e fixat de piață, nu are legătură cu falimentul unui competitor, adică fiecare companie de asigurări își fixează tarifele, mă rog, fiind o piață cumva foarte bine urmărită și monitorizată, ei au niște grile și niște standarde, dar oricum nu justifică o majorare de preț faptul că a dat faliment o societate. Adică nu asta e ideea. Oricum, eu m-am gândit să vorbim despre subiectul acesta pentru că sunt foarte multe persoane, adică sunt în jur de 3 milioane de polițe de asigurare la City Insurance, din câte am înțeles din datele pe care le avem, că ar fi cam 3 milioane de asigurați și totodată oamenii ăștia care circulă pe stradă și sunt expuși riscului de a face un accident, în afară de supărarea
persoanei care este accidentată, mai este și trauma, aolo, dar eu ce fac, care la City Insurance? Bănuiesc că toată lumea știe că, dar știi, asta e ca pe vremea când erau foarte multe autovehicule matriculate în Bulgaria. Și erai îngrozit când vedeai pe stradă o mașină matriculată în Bulgaria. Dacă intră în mine, sigur nu o să aibă RCA, sigur nu o să trească să-mi repar mașina pe banii mei. Adică erau un stres multiplicat. Puneai pe avarii, te puneai pe trotuar și așteptai să treacă, practic. Exact. Dar numai că atunci aveai un element de identificare. Era numărul de Bulgaria care îți dădea așa niște stegulețe roșii și te ducea în altă parte. Acum nu mai știm în trafic cine are asigurare de la City Insurance și cine n-are. Și cum veștile legate de City Insurance au fost foarte multe și foarte contradictorii și destul de greu de înțeles, am zis că aici mai la noi la emisiune să lămurim oamenii cam care este situația și ce se întâmplă. Primul lucru și ce vreau să spun, cel mai important, nu este o dramă. Nu e ca și când am dat noi faliment. Deci noi nu am dat faliment și cei care au asigurări sau daune la compania City Insurance nu înseamnă că au pățit-o și au ajuns să fie pe o listă neagră de oameni triști care trebuie să-și repare singur mașinile, nu. În primul rând, cei care au polițe, hai să-i luăm așa pe rând, cei care au polițe au două opțiuni. Prima opțiune este să denunțe unilateral contractul de asigurare cu City Insurance. Și o să te întrebi, ok, bun, îl denunț și eu, ce fac? Am dat și banii, trebuie să închei și o asigurare mai scumpă și care e câștigul meu? Denunțarea unilaterală, să știi că este o opțiune. Și ce vreau să le spunem titularilor de polițe de la asta este că nu rămân fără bani. Adică în România, slavă Domnului, există fondul de garantare a asiguraților și atunci acest fond preia datoria respectivă și restituie persoanei toată contravaloarea lunilor nefolosite din asigurare. Adică dacă denunțăm unilateral polița și mai aveam 4 luni de asigurare, de exemplu, depunem cerere. Deci nu este o procedură litigioasă, nu trebuie să mergem la tribunal ca să facem asta. Depunem o simplă cerere care se găsește, este pe internet publică pe site-ul FGA și ne recuperăm banii. Deci nu este ceva extraordinar de grav pentru cei care dețin polițe. În situația în care să spunem că nu vrem să facem o asigurare acum, că nu vrem, că nu putem, că nu eram bugetată și nu era în planul nostru să facem o cheltuială, mai ales că, exact cum ai spus, prețurile au crescut. Și atunci este o cheltuială pentru toată lumea RCA. În situația aceasta avem varianta de a menține valabilă polița de asigurare și ce trebuie să știe titularii polițelor de asigurare este că aceasta va fi valabilă pe o perioadă limitată de timp, adică într-un termen de 90 de zile de la data la care se va pronunța deschiderea falimentului împotriva lui City Insurance. Deci dacă vrem să mai amânăm cheltuiala respectivă, vă sfătuiesc să urmăriți subiectul și să vedeți când este data de deschidere a procedurii falimentului împotriva companiei, dacă se va deschide, că poate nu se va deschide, că exact cum spuneam mai devreme, toată lumea a condamnat-o și a pronunțat și hotărârea în condițiile în care până la urmă nimeni nu are datele concrete, adică numai o instanță poate să pronunțe deschiderea procedurii falimentului. Deci până atunci trebuie să o luăm cu rezervele respective, da? Dar în eventualitatea în care se va deschide procedura falimentului împotriva companiei, important este să știm că avem la dispoziție 90 de zile, după care mergem fără RCA. Deci să știm foarte bine lucrul ăsta. 90 de zile, după care polița nu mai este valabilă și practic noi circulăm pe stradă fără RCA. Da? Deci să avem în vedere această situație, să ne reînnoim polița în termenul respectiv. Acum, mai avem situația oamenilor care nu sunt vinovați de producerea unui accident și care
se accidentează, după cum vorbeam, și ce să vezi, când se dă omul jos, sare poliță la City. Și atunci, după ce că e supărarea cu accidentul, mai este și drama, vai de capul meu, eu ce fac acum. Și pentru aceste persoane care oricum sunt într-o situație tristă, vin cu o veste bună, nu e nicio problemă, totul este în regulă. Totul este în regulă și de ce spun asta? Pentru că ASF-ul, da, Autoritatea de Supraveghere Financiară, în 17 septembrie a luat o decizie să ridice autorizația de funcționare a companiei City Insurance. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că City nu mai își desfășoară activitatea în mod normal și fondul de garantare preia toate dosarele de la City. Așadar, ca să sumarizez, în momentul în care ați pățit o daună, sunteți creditor al companiei City Insurance pentru că aveți de recuperat sume de bani pentru mașina accidentată, de exemplu, dosarul dumneavoastră nu rămâne undeva în aer, nu trebuie să vă duceți la tribunal, nu trebuie să vă judecați cu City Insurance, nu trebuie să vă înscrieți la masa credală dacă se va deschide procedura falimentară, nu trebuie să faceți nimic din toate lucrurile astea, pentru că există această instituție FGA, din nou, pare așa porumbelul păcii cu tine deodată la oaltă, așa sună foarte idilic, dar să știi că... foarte bine, să știi, adică... Dar să știi că este nu grozav. Mai vezi bunezi. Este grozav pentru că nu în toate țările există o un astfel de fond de garantare. E minunat că în România avem această instituție pentru că riscurile există, se poate întâmpla o companie de asigurări să dea faliment și atunci expunerea este foarte mare. Uite, vorbim de 3 milioane de oameni, adică nu putem să lăsăm lucrurile așa la voia întâmplării și oameni buni, știți ce, a dat faliment, mergeți și judecați-vă sau nu știu, nu mai aveți nimic de luat. În cazul asiguraților sau de fapt păgubiților de la City Insurance, oamenii respectiv nu trebuie să se panicheze. Există posibilitatea ca procedurile să fie un pic mai greoaie pentru că este situația care e, dar toate daunele produse de la data retragerii autorizației lui City și până la data pronunțării falimentului o să fie acoperite de, și 90 de zile după, o să fie acoperite de fondul de garantare. Așadar, nu e o situație atât de rea cum ar putea să pară, cu rezerva că, într-adevăr, și pentru cei de la fond, probabil că este un efort. Îți dai seama că e un efort, că nu se așteptau să se trezească cu munți de dosare de la City. Dar, pe de altă parte, City Insurance nu era compania care se mișca cel mai repede din piață, nici când funcționa și era în funcțiune. Așadar, nu cred că este așa o mare, mare diferență sau nu cred că o să fie așa o mare diferență. Să îndrăznesc să speculez puțin în această dimineață, poate motivul pentru care instanța încă nu s-a pronunțat asupra falimentului de la City Insurance este exact timpul acesta în care fondul de garantare este alături de păgubiți, plus 90 de zile după, astfel încât oricum de acum înainte nimeni nu-și mai face asigurare la City, practic cei care au, la un moment dat va expira polița de asigurare și... Multe probabil că sunt cumva cu caracter anual. Și atunci probabil că vor expira în decembrie, probabil, multe polițe. Pentru cei care fac cumva și calendaristic RCA-ul, pentru cei care nu au o legătură, eu cred că va mai dura puțin. Eu cred că va mai dura, pentru că e un proces destul de complicat. ASF-ul trebuie să pregătească dosarul pentru a-l depune la instanță. La instanță termenele sunt așa cum sunt. Și până la urmă, dacă nu există o consecință atât de gravă și nu există niște oameni care vor rămâne păgubiți din această situație, o să fie trist doar pentru cei implicați, adică angajații, City Insurance, nu știu, asociații, acționarii,
persoanele interesate în mod direct de rezultatele financiare ale acestei companii. Dar eu am venit aici și am deschis acest subiect, nu cu grijă pentru acționarii de la City, că bănuiesc că ei se pot descurca, ci cu grijă pentru oamenii care sunt îngrijorați, pentru oamenii care au polițe la City sau pentru oamenii care au suferit o daună de la un asigurat City Insurance. Faliment pe piața asigurărilor a mai fost. Nu știu dacă îți mai amintești tu, dar au mai fost situații. Mi-amintesc că am făcut și eu asigurare la acel așa. Asigurator falimentar. Așa, și de asta spun. Adică și a fost ok, am supraviețuit, nu s-a întâmplat nimic rău. Nu s-a întâmplat nimic rău și de asta am zis să venim și să spunem telespectatorilor acestei emisiuni frumoase ca tine că nu e nicio mare dramă. E un disconfort, poate un pic din punct de vedere documentar, poate din punct de vedere temporal, un pic disconfort, dar nu este o pagubă în buzunarul persoanelor respective. Am o curiozitate. Dacă e posibil să da, e posibil să nu. Dacă City Insurance este declarată în faliment, da, și se hotărăște acest lucru, după cele 90 de zile în care fondul de garantare este alături de păgubiții de la City, ce se întâmplă? Dacă cineva mai are poliță valabilă peste acel termen? Păi nu o să mai fie valabile polițele. Deci la revedere s-a încheiat. Exact cum am spus mai devreme. Ne întoarcem la ce ai povestit la început. Da, un lucru foarte important. După cele 90 de zile, polițele de asigurare de la City își pierd automat valabilitatea fără să fie necesar niciun alt demers. Așadar, noi, dacă nu suntem atenți, vom circula fără poliță de asigurare, cu credința că o avem în portofel, dar ea nu mai este valabilă, ea nu va mai fi valabilă. Automat își pierde valabilitatea. Uite, pentru cei care ne urmăresc în această dimineață, căci lor ne adresăm și pe termen lung, le facem așa o promisiune. Dacă City Insurance va intra în faliment, noi revenim aici la emisiune să anunțăm acest lucru, astfel încât ei repede se uite pe poliță și să conștientizeze că trebuie renoită. O să le spunem data până la care mai sunt valabile polițele lor, pentru că în momentul în care se pronunță falimentul, din acea dată numărăm 90 de zile, deci 90, nu 20, dar 90 de zile, și cu asta gata. Aia e data limită. Ce îi sfătuiesc pe cei de acasă? Îi sfătuiesc să nu aștepte până în ultima zi a celor 90 de zile. Chiar dacă suntem tentați să așteptăm și să facem, să amânăm această cheltuială, pentru că până la urmă este o cheltuială pentru noi, da? Să amânăm această cheltuială până în ultima zi, eu vă sfătuiesc să nu faceți asta și am să vă zic de ce. Brokerii de asigurare se confruntă cu un val foarte mare de dosare și nu știu în ce măsură au capacitatea, din punct de vedere logistic, să transmită oferte și să încheie polițe într-un timp foarte scurt. Dacă toată lumea vine în ultima zi, a 90-a zi, sunt 3 milioane de polițe, e foarte complicat și atunci riscați să nu aveți poliță de asigurare și să dureze, nu știu, câteva zile, o săptămână sau în funcție de brokerul dumneavoastră și de capacitățile lui logistice de a răspunde la cererea voastră de ofertă, să mergeți fără poliță de asigurare, ceea ce nu e ok. Așa că în alea 90 de zile eu vă sfătuiesc să încheiați o poliță de asigurare, pentru că altfel există această expunere, acest risc. Într-adevăr, nu știu dacă nu vor crește prețurile. Mă întreabă toată, vor crește prețurile? Mai mult nu știu dacă vor crește prețurile. Sper să nu. Sper să nu crească prețurile. În mod teoretic nu ar trebui să crească prețurile din acest considerent. Așa cum am spus la începutul emisiunii, nu mi se pare un motiv suficient de bun cât să crească prețurile. Poate o să vină ASF-ul cu o explicație și în acest sens, pentru perioada aceasta în care deja au crescut prețurile. Da, da. Îți mulțumesc că ai venit în această dimineață. Eu îți mulțumesc că m-ai invitat și ne vedem săptămâna viitoare. Ne revedem săptămâna viitoare și acum, pentru că așa mult ne iubește Aura, producătoarea emisiunii de dimineață, o să aflăm o rețetă foarte interesantă de caracatiță flambată,
nu-i cu desert, din nefericire pentru mine și pentru Oana, dar e o rețetă foarte interesantă, măcar pentru weekend, așa, când vrem să ne răsfățăm. Rețeta vine de la colega mea, Mihaela Popescu. Ea a gătit această caracatiță flambată alături de șef Iulian Olar. Zici, ce pregătim astăzi? Caracatiță flambată. Aoleu, serios? Vai de mine! Și? E greu? E ușor? E cum e? E cu flăcări. E cu flăcări? Hai să începem atunci. Hai să începem. Deci ne-ați prins! Astăzi pregătim ceva spectaculos. Zi, Iulian. Caracatiță flambată. Așa. Servită cu piureu de cartofi cu trufe. Bun. Și baby mazăre. Și baby mazăre. Hai să vedem de ce ingrediente avem nevoie. Ce avem aici? Spre exemplu. Pastă de trufe. Bun. Uleiul meu aromatizat cu usturoi, ardei iute, pireu de cartofi care l-am făcut, n-are rost să explic cum Sigur. Trebuie făcut așa. Da. O caracatiță care este deja gătită de mine. Am înțeles. Vine fiartă 25 de minute într-o apă foarte puternică în sare, lămâie, ardei iute, boabe de piper. Uh-huh. Se fierbe timp de 25 de minute și o lăsăm la odihnă în aceeași apă 45 de minute. Și de tigaie? Tigaie ca să o flambăm. Îi dăm doar față. Să flambăm. Aprinde și tu, te rog frumos, plitatura asta. Așa. Da. Așa? Așa. Mai dă puțin. Așa? Încă puțin. Așa? Așa. Deja... Tot timpul amestec ulei de floare. Preparatul final. Dragilor, Mihaela, șef Iulian, vă urează poftă bună și ne vedem la următoarea emisiune cu următorul preparat. Va găti și ea, mi-a promis. Nu știu cred. Desert. Cu molecular, cu... Cu, da, cu tot ce trebuie. Cu inserție, cu... E, nu știu, dar încerc. Mulțumesc frumos. Poftă bună. Mulțumesc. Nu. Bun. Și credeți. Da. Foarte interesantă această caracatiță flambată așa de dimineață, un pic cam extravagantă, dar eu zic că merită încercată. M-am speriat puțin în acest weekend și în acest început de săptămână pentru că observ în jurul meu din ce în ce mai multe cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2. Am înțeles că nici FCSB-ul nu are o perioadă tocmai strălucită din acest punct de vedere. Deja 3 jucători au fost confirmați cu COVID-19 și mă întreb, în cazul în care se răspândește virusul printre jucători, care sunt soluțiile pe care cluburile de fotbal le-au pregătite în acest context? Oare se vor mai ține meciurile de fotbal în viitor? Cum se va proceda? Aș vrea să aflu mai multe informații, nu doar despre asta, de la colegii noștri de la Sport Total FM. Pe această cale le spun bună dimineața lui Daniel Nazare și Gabriel Maricescu.
Bună dimineața! Bună dimineața! E vorba de 3 cazuri de la FCSB, dar e adevărat de la Academia din Berceni. Nu sunt fotbaliști, nu sunt fotbaliști importanți, așa. Am vrut să spun. Da. Sunt fotbaliștii și e număr David Petruț, 16 ani, portarul Răzvan Udrea, 20 de ani și Toma Niga, portar 24 de ani, care a fost și pe la lotul mare. Sigur că în acea bază intri în contact inevitabil la sala de mese, la zona de fitness, de antrenament și atunci evident, niște măsuri. Ceea ce spunea Georgia, că se pot întrerupe meciurile sau să nu se mai joace, cred că este un aspect care a trecut, nu se mai poate întâmpla. Doar dacă va fi un focar imens la un club, altfel cine este pozitiv intră în izolare și asta e. Gândește-te că față de anul trecut, Gabi, sunt foarte mulți fotbaliști vaccinați care nu mai sunt testați. Da? Gândește-te că sunt mulți care au trecut prin boală, da? A fost focar de coronavirus la FCSB anul trecut, cum a fost la toate echipele. Da, un an de zile a trecut de atunci. Adică nu mai sunt alea 180 de zile, știi, de când s-au îmbolnăvit. Da, dar nu toți, unii au făcut și mai târziu. În fine, nu intrăm în amănunte. Ideea este că trebuie să existe restricții, da? Despre care vorbeam noi că nu prea există în societate și pe stradă, da? E, măcar la cluburile astea unde este activitate și indoor, da? Pentru că ei merg la antrenament, dar în rest stau în cameră, stau merg la sala de forță, la sala de forță, la ședința tehnică, la masă și așa mai departe, acolo e acoperit, da? Trebuie să folosești mască. Da, nu știu, ca să fim cât se poate de sincer, nu știm care este procentul de vaccinare în rândul fotbaliștilor din România, hai să spunem măcar în Liga 1. Eu nu cred că e foarte mare totuși, pentru că e vorba de oameni... E mai mare decât media națională, asta garantez. Da, dar sunt oameni tineri care în general refuză vaccinarea și nefiind obligatorie. Cred că cel mai dur club la capitolul ăsta, cred că este Viitorul, mă rog, Farul. Știu că acolo a fost o campanie serioasă de vaccinare. Bravo lui Gică Hagi și celor de acolo. Ar fi trebuit și alte cluburi să facă la fel, dar amânarea unor meciuri, eu nu mai văd posibilă în România, chiar dacă suntem în incidența asta extraordinară, pentru că, v-a spus Daniel, sunt câteva elemente de luat în calcul și îți permite și regulamentul. Înainte, anul trecut aveai un caz, două, nu se mai juca meciul. Mai ții minte cum era la începutul pandemiei? Era în altă perioadă a pandemiei. Era altă perioadă. Acum regulamentul s-a schimbat. De exemplu, știu cazul de la Gaz Metan Media și povestit de cineva care mi-a spus foarte clar că oficialii clubului au anunțat pe jucători de la 1 septembrie sau nu știu ce dată că nu le mai plătește testele. Pentru că sunt unii vaccinați care nu mai au nevoie de teste, dar sunt și alți fotbaliști, așa cum spuneai tu, care nu s-au vaccinat, dar care aveau nevoie de testare, că altfel nu te primește la meci. Da. Și clubul a spus, doriți să vă vaccinați, vă plătiți testele. Noi nu mai plătim. Era o dată, cred că 1 septembrie sau 1 octombrie și probabil că a intrat în vigoare. Aceea situație se întâmplă și la arbitri. Chiros Vasaras le-a spus foarte clar să se vaccineze, altfel vor avea prioritate la meciuri cei vaccinați. Iar cei care nu au, își vor plăti singuri testele. Gândește-te totuși că și pentru arbitri și pentru fotbaliști, că nu toți joacă la FCSB sau la Dinamo, la CFR. La CFR ca să aibă salarii foarte mari, costă 3 milioane, 4 milioane la fiecare 7 zile să plătești, pentru că tu nu ai meciuri non-stop și ai și antrenamente, adică trebuie să fii sub urmărit. Apropo de relația asta, în ghilimele, COVID-sport, am văzut imagini de la unul din meciurile de pregătire din basketul american, desfășurat, atenție, în California, unde sunt niște reguli foarte stricte. Da. Era plină sala. Deci era plină sala, mă rog, că purtau mască toți, asta e altceva, ceea ce înseamnă că toți aveau green pass. Nu poți să intri în California la competițiile astea sportive fără să ai acel green pass, iar la fel, jucătorii nevaccinați nu pot intra în sală. Deci, atenție, nu că nu pot juca, nu pot intra în sală, pentru că la intrarea... La vestiare, să înțeleg. Da, exact. Când intri în incinta Staples Center, la intrare vine scannerul și zice LeBron James, ești vaccinat? Nu. Stai afară. Așa este. Nu glumesc cu nimic, nu exagerez cu nimic. Tu bine, crezi că la Liga 2 sau la Liga 3 a România există... Sigur, există din punct de vedere formal, da? Problema e, se întâmplă să fie...
Păi, testa jucătorii și spectatorii? Te-aș ruga și rugăm și pe telespectatori și pe ascultători să-și aducă minte de un meci de săptămâna trecută. Chindia, nu? Da, Chindia FCSB. Dacă ați văzut imaginile, sigur n-a apăruse chestia cu Green Pass-ul, dar la intrare veneau niște băieți cu niște hârtii pe care scria adeverință de vaccinare. Alea puteam să le luăm de pe stradă la modul cum erau verificate. Ce-o luam eu ție din buzunar și mă duceam la meci. Da, evident. Adică dacă facem așa, mai bine nu mai facem deloc. Ori îi lăsăm pe toți și Dumnezeu ce-o vrea cu toți, ne omoară sau ne salvează, vorba aia, ori nu mai dăm drumul oamenilor pe stadion decât să facem legi pe care nu le putem respecta. Da, asta e părerea mea acum. Da, așa cum e toată societatea, așa este și fotbalul. Sigur că da. Sigur este că o da. Mare legătură între ele și e normal să fie așa. Da, zile de relaș, aseară am avut un singur meci care n-a fost el de mare interes, Clincen cu Botoșan 1-1, dar a venit un arbitru nume predestinat pentru a nu a fi arbitru, de fapt, Flueran îl cheamă. Și nu Flueraș, Flueran. Și nu Flueraș, Flueran. Fără I. Fără I, a greșit îngrozitor, îngrozitor, și dar cum a greșit, te întrebi, dom'le, dacă el greșește așa, cum de a ajuns arbitru și cum de a fost promovat în corpul de elită al fotbalului românesc, nu? Ca să ajungi arbitru în Liga 1, trebuie să fii în elita arbitrajului românesc. Cei de la CCA și de la Federație oricum nu ne vor răspunde, că ei nu răspund niciodată, dar se va spune că avem noi ceva în general cu arbitrajul românesc și că nu înțelegem de fapt câte eforturi se depun acolo. Da. Da, se depun multe eforturi, dar nu se văd, din păcate. Da. Atât pentru astăzi, Georgia. Ne reauzim mâine dimineață. Toate bune! Toate bune! Mulțumim tare mult, băieți! Să știți că Porumbelul Păcii în această dimineață vă aduce și horoscopul. Vă avertizez că există nativi ai unor zodii care sunt mai obosiți în această dimineață, care au o zi mai dificilă, dar în mare parte ziua de astăzi se anunță una a fi foarte frumoasă. Pe această cale vă invit să aflăm mai multe, căci urmează horoscopul zilei. Berbec, scap de situațiile complicate. Ai noroc astăzi, deoarece astrele sunt de partea ta și nu te lasă să intri în bucluc. Talentele creative te vor ajuta atât pe plan profesional, cât și în ceea ce privește viața sentimentală. Este posibil să atragi o persoană de încredere foarte serioasă, care poate fi un candidat bun la statutul de partener de viață. Taur, te descurci de minune pe plan profesional. Astăzi ai parte de o ședință sau întâlnire cu persoane importante. Acum este momentul să dai tot ce ai mai bun din tine și să demonstrezi superiorilor că ești o persoană cheie în cadrul companiei. Rămâi calm și dai dovadă de profesionalism, reușind astfel să impresionezi pe cei pe care îi întâlnești. Gemeni, îți ajuți un membru al familiei. Astăzi îți rezolvi cu mare ușurință sarcinile pe care le-ai primit la locul de muncă. Îți rămâne suficient timp liber pentru a-ți face planuri noi sau pentru a-ți organiza weekendul. După orele prânzului ești nevoit să ai o discuție serioasă cu un membru al familiei. Îi oferi sfaturi bune și îl ajut să facă o alegere potrivită. Rac, nu lua decizii radicale. Este posibil să simți presiune din partea problemelor pe care le ai la locul de muncă. Astrele nu sunt chiar de partea ta, iar tu nu reușești să te concentrezi pentru a rezolva toate sarcinile așa cum ți-ai dori. Ești obligat să faci tot posibilul pentru a fi mai puțin plictisit și mai mult creativ. Rămâi la rutină, deoarece este bună pentru tine. Leu, trebuie să fii calm. Astăzi vei fi ocupat cu rezolvarea problemelor obișnuite. Este posibil să te simți puțin depresiv sau trist și este și normal. Ai nevoie să ieși din rutină, iar pentru asta îți recomand ieșirile în oraș sau întâlnirile cu persoane care te pot bine dispune. Spre seară ești creativ și poți face planuri pentru proiecte personale. Fecioară, dai dovadă de încăpățânare. Este posibil ca ziua de astăzi să fie una destul de dificilă pentru tine. Din dorința de a deveni cunoscut sau de a-ți exprima părerea, este posibil să rănești persoane dragi sau să faci lucruri pe care mai târziu le vei regreta. Încearcă să fii echilibrat și să dai dovadă de maturitate în conversațiile pe care le ai cu cei din jurul tău. Balanță. Nu-ți amâna rezolvarea problemelor. Astrele îți recomandă să te concentrezi asupra problemelor pe care le-ai de rezolvat. În cazul în care continui să le tot amâni, soluțiile pentru acestea vor fi tot mai dificil de implementat. Spre seară, în relația cu partenerul de cuplu, poate apărea o mică neînțelegere din cauza stresului. Scorpion. Comunici bine cu oamenii din jurul tău. Astăzi creezi o legătură extrem de puternică cu oamenii cu care ajungi să intri în contact. Ești foarte atent la emoțiile pe care le transmiți și la modul în care îți exprimi sentimentele. Seara îți aduce o veste frumoasă de la o persoană care înseamnă foarte mult pentru tine. Săgetător. Te ocupi de dezvoltare personală. Ziua de astăzi este un moment foarte bun pentru a te concentra asupra relației pe care o ai cu propria persoană. Trebuie să încerci să fii mai atent la nevoile tale și la modul în care le exprimi. Aseară, seara poate fi un sfetnic bun.
Capricorn, ești destul de obosit. Ziua de marți pare să fie una destul de obositoare pentru tine. Conjunctura astrală favorizează viața profesională, însă tu nu ai suficientă energie pentru a te ocupa așa cum trebuie de proiectele pe care le primești. Este posibil să pierzi câteva contracte. Vărsător, nu te aglomera pe plan profesional. Nu te simți deloc în formă astăzi și ți este teamă că nu vei putea finaliza un proiect important la care ai muncit mult. Încearcă să nu-ți asumi alte responsabilități și să te concentrezi pe ceea ce ai de făcut acum. Nu-ți irosi energia pe proiecte noi până nu te achizi de responsabilitatea actuală. În această seară poți primi o invitație de la prieteni, iar aceștia te vor ajuta să te relaxezi. Pești. Poți avea un conflict la locul de muncă. În această perioadă ești foarte neliniștit din cauza unor probleme financiare. În această dimineață este foarte posibil să ai câteva probleme de concentrare și să ai o discuție în contradictoriu cu un coleg mai nou. Cu toate acestea, superiorii tăi te înțeleg și nu-ți vor face reproșuri. Concentrează-ți atenția asupra familiei și a partenerului de viață care se simte neglijat. Aflăm în detaliu horoscopul zilei pe horoscop.cudica.ro și pentru că este dimineață și de dimineață e foarte util să ne informăm, vă anunț că restricțiile impuse de autoritățile statului nu sunt legale, asta consideră specialiștii din domeniul juridic. Condiționările pe bază de vaccinare încalcă drepturile cetățenilor, iar cei nevaccinați nici măcar nu se pot apăra, mai spun specialiștii. Premierul Cîțu a dat de înțeles că testarea ar putea fi introdusă din nou în certificatul COVID. Florin Cîțu anunță că sunt posibile noi schimbări la ordonanța care interzice accesul românilor testați la evenimentele publice. Acea decizie, acea propunere a venit de la specialiști. Este o propunere pe care au susținut-o la unanimitate specialiștii. Am vorbit cu fostul ministru, Nelu Tătaru. Se pare că există voință în Parlamentul României pentru a modifica în acest sens, să se permite și cu testare. Eu sunt de acord, o voi susține dacă în Parlamentul României va fi modificată și se va introduce și testarea. Asta după ce mai mulți avocați și juriști au declarat că restricțiile restrâng anumite drepturi cetățenești, fără să se fie adoptat o lege în acest sens. Nu există cadru juridic pentru acest lucru. De aceea zic că sunt absolut abuzive și arbitrare. Prin aceste hotărâri de guvern se poate reglementa orice, nu știu. Dacă mâine vor decide să strângă toți nevaccinații și se închidă pe stadioane, de exemplu, noi nu ne putem apăra. Adică nu avem unde să mergem. Mergi la instanță, dar până stabilește o instanță că nu-i legal acest lucru, rămâi închis pe stadion. Executivul a decis că restaurantele, sălile de sport și spectacole rămân deschise până la 50% din capacitatea maximă în localitățile cu rată de infectare de peste 6 la mie pentru cei vaccinați sau trecuți prin boală, nu și pentru cei cu test negativ COVID. Raed Arafat susține că s-a luat această măsură pentru a evita sufocarea spitalelor. Întrebarea de ce nu permitem și testaților, am mai explicat-o, există un management al riscului aici, considerăm activitățile care au fost reglementate ca activități cu risc și pentru a reduce numărul celor care pot ajunge la spitalizare, la terapie intensivă, testații, chiar dacă sunt testați, ei pot să se infecteze, ei pot să aibă probleme și pot să ajungă la terapie intensivă. În ce măsură aceste restricții vor fi în vigoare rămâne de văzut. În plus, judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție ar urma să decidă pe 4 noiembrie dacă condiționările de vaccinare, testare sau trecere prin boală sunt sau nu legale. Mai multe universități din țară și-au deschis ieri porțile în condiții de pandemie. Unele facultăți au luat decizia de a face deschiderea de an în mediul online, iar în altele, în funcție de rata de infectare, au decis să deschidă în format fizic. Din cauza numărului mare de infectări, o mare parte din centrele universitare vor funcționa după scenariul hibrid. Bobocii vor avea prioritate la cursurile fizice. Decizia aceasta de hibrid este luată în special pentru studenții anilor 1 și 2, deci pentru boboci, atât la licență cât și la master, doar pentru că ei au nevoie odată de socializare, de învățarea normelor, de învățarea până la urmă a modului în care funcționează facultatea și universitățile acționează în baza autonomiei universitare și această decizie revine tot Consiliului Facultății, chiar dacă se va depăși pragul de 10 la 1000.
Școlile rămân deschise în această perioadă și decizia aceasta a fost luată în unanimitate de specialiști din domeniul medical, așa a spus ministrul Sorin Câmpeanu. De asemenea, a avut loc o dezbatere online pe această temă și au fost incluse și teme precum digitalizarea sistemului educațional și impactul social media asupra adolescenților în această perioadă. Același lucru vrem să aflăm și noi în această dimineață, care este impactul pe care social media îl are asupra adolescenților, mai ales că aseară a avut loc și o criză pe rețelele de socializare. Facebook, Instagram și WhatsApp au avut câteva căderi. Ele au fost remediate între timp, dar probabil că au fost câțiva adolescenți care nu s-au simțit neapărat în largul lor, fiind lipsiți poate de prietenii cu care erau obișnuiți să vorbească seara. Alături de mine în această dimineață se află Radu Sechei, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației și expert în educație. Bună dimineața și bine ați revenit! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație și dacă n-am fi planificat întâlnirea asta de acum două zile, cred că mi-aș fi imaginat că are legătură cu căderea de aseară de Facebook și Instagram. S-a întâmplat, lucrurile se întâmplă cumva fără să ne dăm noi seama de ce, dar iată că e cumva relevant și pentru subiectul pe care îl dezbatem în această dimineață. Într-adevăr, și-ar fi foarte interesant să aflăm și opiniile tinerilor, adolescenți și copiilor, poate, cum au reacționat aseară în momentul în care au căzut aceste trei rețele de comunicare. Vă mărturisesc că noi am observat la minister, pentru că nu mai puteam să ne trimitem mesaje prin WhatsApp, modul nostru de comunicare, un sfat nu mai merge. Și am crezut că avem o problemă cu conexiunea de internet. Nici nu ne-am imaginat că o rețea de o asemenea amploare ar putea cădea în totalitate. Însă da, ne-a afectat și nouă comunicarea imediat, a trebuit să trecem pe telefonie clasică, însă îmi dau seama că pentru tineri care cresc în social media, în mediul acesta virtual, căderea unei rețele, cum este Facebook, înseamnă rupere imediată de tot ce înseamnă prietenilor, evenimentele la care iau parte, informațiile pe care le primesc și așa mai departe. Deci cred că este bine de învățat acum din aceasta cum gestionăm lipsa aceasta de acces imediat la informație și la prieteni. Pentru că cu siguranță vor mai apărea asemenea situații în viitor. Și dacă s-au panicat aseară, în momentul în care nu mai aveau acces la Facebook și WhatsApp, cred că ar fi, sau Instagram, cred că ar fi momentul să ne dăm seama că sunt dependenți de aceste rețele și dacă mai ales dacă n-au știut ce să facă și au stat mereu cu mâinile pe telefon așteptând să revină rezolve rețeaua, să se rezolve problema, cred că e un semn de dependență care ar trebui adresat. Mă gândesc că un aspect fericit în acest context ar fi faptul că cyberbullying-ul a luat o pauză în aceste câteva ore. Cum privește Ministerul Educației acest fenomen care scapă cumva acum de protecția pe care profesorii o puteau oferi acestor elevi în cazul în care bullying-ul se petrecea la școală? Privim cu îngrijorare. Din cauza asta am și început să luăm măsuri, să învățăm în primul rând ce înseamnă lucrul acesta. Cyberbullying nu este ceva ce am întâlnit până acum într-o formă masivă, deci nu știm în mare măsură cum se manifestă. Citim studii mai recente despre cum afectează tinerii, cum se produce, însă ca și corp profesoral, ca profesori, nu avem încă la îndemână instrumente să controlăm acest fenomen. Pe de altă parte, el se petrece oarecum în afara școlii, deci ceea ce ar trebui noi să punem la dispoziția tinerilor, a copiilor, sunt instrumente ca ei înșiși să se apere de asta, să recunoască formele de cyberbullying, să nu reacționeze la atacuri și la critici și la mesaje mai puțin plăcute pe care ei le primesc pe rețelele de socializare și cum să își reclădească încrederea în sine sau cum să-și o conserve atunci când sunt bombardați de multe ori cu mesaje care îi pun într-o situație de, sau vor să-i pună într-o situație de inferioritate față de ceilalți. Acolo cred că poate interveni școala. Prevenirea efectivă a cyberbullying-ului cred că ține mai degrabă de cei din domeniul IT care știu că au la îndemână instrumente pentru a identifica mesaje de acest gen, a le bloca. Se pot raporta asemenea mesaje și din nou se poate bloca un utilizator sau comunicarea cu el, însă noi ca școală avem datoria să-i pregătim pe tineri să se apere în aceste situații sau să treacă peste ele. Pentru că de multe ori, din experiența proprie, vă pot spune că este mai bine să ignori asemenea mesaje. E mult mai ușor să
treci peste ele decât să te angrenezi într-un dialog cu cineva care, de fapt, are obiectivul de a te face să te simți prost, inferior și, inutil. În acest context în care au tot fost permutări online, fizic, online, fizic, puneți că adolescenții, ca noi toți de altfel, poate ei ceva mai accentuat, au avut mai mult timp la dispoziție să stea pe social media și să-și creeze o imagine ideală a adolescențeilor, a felului în care și-ar dori să devină. Moment în care ajung la școală, poate își dau seama și în comparație cu viața reală versus viața online, că lucrurile nu sunt tocmai așa. Cum priviți dumneavoastră idealizarea aceasta pe care o experimentează adolescenții din cauza social media? Într-adevăr, există o idealizare a imaginii corpului uman care a fost propagată de... Înainte era propagată de media clasică, scrisă, de mass media. Mai nou este propagată mult mai intens pe social media și prin anumite instrumente pe care aceste platforme le pun la dispoziție pentru a altera imaginea, adică toate filtrele astea care se folosesc pentru a arăta mai bine, mai tânăr, mai puțin obosit, într-o lumină mai bună, pentru a schimba background-ul, fundalul unei imagini, ca și când ai fi într-un loc cu totul diferit de unde ești acum, dau impresia că acesta este modul în care ar trebui să trăim. Și tinerii, evident, mai ales la vârsta pubertății, în primii ani ai pubertății, își doresc modele, au nevoie de modele. Și dacă noi nu le oferim niște modele reale, care chiar există în societate și lăsăm să și le culeagă din ficțiune, pentru că asta este ficțiune, este un alt tip de ficțiune, ei vor ajunge să emuleze aceste modele, să-și dorească să emuleze aceste modele. Nereușind, se vor retrage, se vor izola, pentru că se consideră inferior celorlalți modelului standard pe care ei îl recunosc și atunci ajung la depresie, ajung, Doamne ferește, mai departe la boli, somatizează, ajung la sinucideri uneori și cred că dacă în trecut școala, totuși, societatea controla ficțiunea prin ceea ce se tipărea, ceea ce ajungea în școală în formă scrisă ca și carte și dădeam oarecum modele de rol. Pentru că, spuneam, asta este un roman bun, decideam noi, ca stat, ca autoritate publică, asta se citește, pe asta lucrăm, de aici trebuie voi să vă inspirați în a vă modela viața. Acum nu, tinerii au o libertate absolută în a accesa informații de peste tot din lume și se creează sau își aleg alte tipuri de modele. Evident, și aici e o vină mare, cred, a platformelor de social media, anumite tipuri sunt și promovate prin algoritmii pe care îi folosesc și cu cât o fotografie sau o imagine, știți, nu are mai multe aprecieri, cu atât apare mai mult. Deci faptul că este apreciată de mulți o generalizează ca și model. Și am văzut un studiu că, apropo, se spune că în general fetele se inspiră din social media și își creează modelele de pe, sau își iau modelele de pe Facebook și Instagram. Un studiu făcut recent arată același lucru despre băieți. Cele mai apreciate fotografii de băieți sunt cele de băieți tineri, adolescenți, sunt cele ale tinerilor masculi, foarte musculoși, care arată bine, bronzați, cu părul aranjat frumos. Deci se creează și la băieți aceeași așteptare. Și atunci, evident, neavând parte de același metabolism sau aceeași mușchi, poate că băiatul respectiv se simte inferior și se izolează și, din păcate, este și mai greu, am înțeles, de la psihologi pentru bărbați să interacționeze în rețeaua proprie și să se plângă de insatisfacțiile lor, așa că ajung să fie foarte, foarte retras, spre deosebire, nu știu dacă este un stereotip, dar așa am citit în studii, fetele sunt mai deschise față de prietenele lor și se plâng împreună, își fac planuri împreună și cum să-și îmbunătățească propria imagine sau propria performanță. Revenind la ce poate face școala, am deviat puțin, cred că avem câteva programe în momentul de față care se referă la creșterea încrederii în sine și cum reușim să-i sprijinim pe tineri prin exemple
clare că nu acesta este standardul, acestea sunt niște imagini promovate, standardul este cu totul altul dacă ne uităm în jur. Pe lângă asta avem și programe, sau dezvoltăm acum programe de asistență psihoemoțională despre care am mai vorbit. La dumneavoastră în emisiune vrem să, sau vom avea câteva zeci de mii de ore de consiliere psihologică și terapie pentru copii și tineri în următoarele luni prin programul Din Grijă pentru Copii, care se va concentra și pe acest aspect, pentru că depinde foarte mult de problemele cu care copiii, tinerii vin către psihologi și chiar i-aș încuraja, dacă se uită noi, să meargă cu încredere către psihologii care vor fi în școli, pentru că sunt acolo să-i ajute, nu să-i critique. Trebuie să trecem împreună peste problemele cauzate de această perioadă de izolare, de trecere din viața reală în viața virtuală, în social media, să revenim încet, încet la viața noastră reală, în mediul fizic, și să trecem oarecum și peste temerea pe care noi o avem față de psihologi, față de sprijinul și terapia pe care psihologii ni le pot acorda în a depăși momentele pubertății, de exemplu, în cazul lor. Cred că toți, când am trecut prin pubertate, am avut anumite întrebări la care nu ne știam răspunsul, privind identitatea noastră, privind crizele emoționale prin care treceam, relaționarea noastră cu părinții, cu ceilalți, și dacă în trecut poate tinerii copiii mergeau la preot sau la bunici să discute lucrurile astea, în ziua de azi e mai puțin probabil, și atunci să-i încurajăm să meargă spre psiholog, pentru că rolul este același, să discutăm cu cineva, să ne dea un sfat pe care îl luăm sau nu, îl acceptăm sau nu. Care ar fi un model demn de urmat pentru adolescenții? Dumneavoastră la cine vă raportați în adolescență? Vă amintiți? Pe cine admirați? Da. Aveam două modele. Unul din familie și unul din școală, dacă vreți, din societate. Modelul din familie era bunicul meu, care a fost cu mine de când mi-aduc aminte, în prima memorie a fost cu mine și mi-a dirijat oarecum viața, și din mediul social oarecum o profesoară care îmi plăcea surprinzător, poate pentru severitatea ei combinată cu cu capacitatea de a ne face să ne placă ce învățam. Era un lucru foarte interesant, pentru că ne temeam oarecum de a o respectam, dar în același timp ne plăcea foarte mult ceea ce învățam cu ea. Avea povești despre, știți, în anii comunismului, nu prea aveam șanse noi să vedem ce se întâmplă în Occident, însă ea fusese în foarte multe țări și ne arăta fotografii din aeroportul din, mă știu de unde era, din Frankfurt, cu tuburi prin care intrai din avion în aeroport, ceea ce acum este ceva normal, dar în acei ani era foarte greu. Și cred că din cauza asta ne-a fost multora un model despre cum am putea să fim într-o zi. E drept că nu vă confruntați cu această problemă a rețelelor de socializare în generația dumneavoastră, dar ce înțeleg eu e că ar trebui să deschidem ochii și să privim în jurul nostru în mod real, nu să-i punem acolo în tabletă și să căutăm modelul acolo, ci să-l căutăm în jurul nostru, un model de om care a reușit, care inspiră, care te poate face să îți creionezi un viitor mai înalt. Corect. Mulțumesc pentru intervenția de astăzi. Mi-ar plăcea să revenim asupra subiectului și cum dumneavoastră ați avut un model în societate provenind din mediul educațional, poate că și copiii au această șansă de a-și găsi un model în profesorilor. Cred că dacă se uită în jur, sigur vor găsi un model. Nu se poate să nu avem pe cineva cu care rezonăm, dar este mult mai ușor, într-adevăr, să adopți modele pe care nu le cunoști și vezi doar niște imagini care îți dau poate speranța că într-o zi, speranța falsă, aș spune, că într-o zi vei fi și tu acolo. Mulțumesc tare mult! Săptămână rodnică! Mulțumesc frumos! Și dacă vorbim despre săptămână și despre zile, vorbim și despre vreme. Vremea se menține în general frumoasă, iar în vestul, nord-vestul și centrul țării va fi caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil, cu norări și doar izolat ploi slabe, cel mai probabil pe litoral și în zona deluroasă din sud. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 26 de grade.
O să luăm o scurtă pauză cât să vă faceți planul de bătaie pentru ziua de astăzi din punct de vedere meteorologic și pe aceeași cale vă îndemn, dacă tot au picat rețelele de socializare, nu ne mai urmăriți pe Facebook, că s-ar putea să se întrerupă. Deschideți acum televizoarele și apăsați pe butoane până când dați de Metropola TV ca să puteți să ne urmăriți în liniște și în siguranță, să nu se oprească nimic. Pauză de publicitate, revenim foarte repede.